Bine v-am regăsit la GoTech! Fie că ești fan FIFA sau PES, sigur vrei să vezi ce au pregătit cei de la EA Sports pentru acest final de an. FIFA 14 a fost anunțat de ceva timp, iar acum avem parte de primul trailer ce prezintă secvențe reale din joc. Ele ne permit să vedem în practică facilități oferite de simulatorul de fotbal ce va fi lansat anul acesta. FIFA 14 va oferi o gamă de noutăți formulei de joc, cele mai importante dintre acestea fiind îmbunătățirea sistemului de dribblinguri prin intermediul First Touch Control, precum și upgrade-ul important adus sistemului de deposedări prin adăugarea intervențiilor de tip Second Chance, ce va permite realizarea de intrări la minge adiționale în cazul în care prima de astfel intervenție nu se încheie cu succes. Va fi îmbunătățit și sistemul de aplicare a efectului asupra balonelor șutate sau central prin Real Ball Physics, oferind astfel posibilitatea de a strecura mingea prin locuri mai puțin accesibile. Va fi introdus și Protect the Ball, un nou sistem de protejare a balonului, jucătorii urmând să aibă posibilitatea de a proteja mingea indiferent de viteza de deplasare a acestora. Nici modul de joc carieră nu este trecut cu vederea. Acesta va beneficia de o rețea globală de scouting, Global Scouting Network, care va permite jucătorilor să se transforme în căutători de talente. Aceștia își vor putea crea relații în lumea impresarilor, vor avea acces la statisticile tuturor fotbaliștilor din baza de date a jocului și vor putea transfera oricare dintre cei peste 15.000 de jucători licențiați din FIFA 14. FIFA 14 pentru Xbox 360, PlayStation 3 și PC va fi lansat pe 27 septembrie 2013. Eu sunt Teo, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în ediția următoare cu ultimele informații din tehnologie.